În data de 10 noiembrie 2019, românii sunt așteptați la urne pentru a alege președintele. Actualul șef al statului, dar și actualul premier, și-au anunțat amândoi intenția de a intra în cursa pentru cotroceni. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tericeanu și Dan Barna de la USR Plus și-au anunțat și ei candidatura. Primul tur al alegerilor prezidențiale 2019 are loc în data de 10 noiembrie. În cazul în care niciun candidat nu obține 50% plus 1 din voturi în primul tur, se va organiza al doilea tur al alegerilor prezidențiale în data de 24 noiembrie 2019. Președintele Claus Iohannis a anunțat că își dorește încă un mandat, având susținerea PNL. La rândul său, Partidul de la putere, PSD, a respins în ședința Comitetului Executiv Național propunerea ca liderul ALDE, Călin Popescu-Tăricianu, să fie susținut la alegerile prezidențiale și a decis că va avea propriul candidat, în persoana premierului Viorica Dăncilă. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăricianu, a anunțat că nu renunță la candidatură și intră în competiția pentru prezidențiale, cu sau fără sprijinul coaliției de guvernare. Candidatul USR Plus la prezidențiale este Dan Barna, desemnat în urma unei campanii interne, prin votul direct al membrilor de partid. Pentru funcția de premier a fost validat Dacian Cioloș. Din partea PMP, candidatul la alegerile prezidențiale va fi desemnat dintre Toader Paleologu, Mihai Neamțu și Eugen Tomac, aceștia fiind cei pe care formațiunea îi măsoară în prezent. Pro-România nu a anunțat încă oficial dacă va avea candidat propriu sau dacă va susține un alt candidat, din partea vreunui partid sau independent. Umaniștii au fost între primii care au anunțat candidatul. În persoana fostului consilier guvernamental, Ramona Ioana Bruinels, care a fost aleasă și în conducerea PPU.